Pentru jocuri și programe ieftine, vizitați g2a.com, link în descriere. Salutare tuturor, Sinimor, și bine ați venit la Layers of Fear, un joc pe care vreau să-l încerc de ceva timp. Nu știu foarte multe despre el, nu l-am jucat deloc până acum, nici măcar în Early Access, dar părea foarte, foarte bun, mai ales că sunt fan jocuri horror. Și am zis că ar fi cazul să începem și o serie de din genrul acesta. So, yeah. Haideți să vedem despre ce e vorba. I know how you must feel. You do? Lost. Alone. Hopeless. You probably deserve it. You probably deserve it. For you, there is still a way. Really? A way to bring it all back. I want that. The one precious thing you ever truly desired. Finish it. Finish it. Fatality. Every portrait that is painted with feeling is a portrait of the artist, not of the sitter. Oscar Wilde. Ooh. Hello. Mă, cât de frumos arată. Tot e foarte beautiful. Deci pe aici am venit, da? Hello. Anybody home? Ooh, un cufăr. An artist's triumph, gallery opening, wow's critics. The new Caravaggio. Others compare him to Van Eyck. Ah, ok. Bun. Are un telefon acolo? Sau e o tabacheră? Că pare așa ușor într-un secol trecut. Da, sunetul. Sunetul e un pic cam tăricel. FSFX, cred că ăsta e ăla care ne interesează pe noi. Da. Adică îmi doresc să mă sperii, dar nici chiar. We would like to ask you to cease bothering our pest control specialist, as well as refrain from sending us any more of your highly inappropriate letters. I'll have you know that my mother is a respectable woman and does not take kindly to such accusations. All of our employees that visited your house reported absolutely no signs of a rodent infestation of any kind, and such decided to not act further than a prophylactic spraying. please treat this letter as a final warning, or else the next envelope will be from our lawyers, Carl Denton. Pesky Pest Specification Co. Okay. What's this? E o zgardă de câine? Sau? Ce scrie? Pop something. Să e o brățară, să e... E ceva din 50 Shades of Grey. Oh no, the wine. Figured you'd be all night, so I made you a little treat. You know, I've been Rembrandt occasionally took me... snort his head off like the rest of us common folk. I know. Big dummy, I love you. Și am primit mâncărica? Or what? Ok. Pam, 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 pam. The pantry. Nimic interesant pe aici. Da... Trebuie să menționez că este noapte în momentul ăsta, pentru că așa îmi place să joc jocurile de genul ăsta, pentru a asigura un efect garantat.
I'm sorry for yesterday, you're right, I overreacted. It's just that this isn't about me, it's about her. It's not me, it's you. De fapt, no, it's not everything I do with her best interest in mind. I guess I've always believed that in an imperfect world, it's worth to strive for perfection. Ah, now I'm starting to sound like my father. I will work on my temper. Rough. Though, promise, we'll take later. I love you. Talk later. Take later. Mm-hmm. Cârpe. Fascinating. Cioburi. The toilet. De ce este întuneric în toilet? Și de ce merge fosetul? Așa. Below knee prosthesis. How the hell did I fuck up the length? Ok. Pe aici bănesc că... Rat poison! Ok. Ce asta? I didn't touch the workshop, just like you asked. Although I can't imagine the mess that's inside. Also, if you're so much for that, you care so much for that room, maybe you should pay more attention to where you leave the keys. I brought them back in your office. Have a nice day. Ah, deci în office avem cheile de la workshop. Nu, office sigur nu e acolo. Office is upstairs, yes, yes. Upstairs e safe. Mergem din prima în fucking basement. Been working all night. Don't wake me up. Ok. So funny. Galactic's grand opening in flames. Disastrous fire that the new department store leaves dozens fighting for their lives. The long-awaited opening of the Galactic department store turned into hell on Earth when the building's wiring burst into flames. While the majority of the visitors managed to reach the emergency exits in time, several unfortunate attendees were trapped in the back of the building, having no chance to escape the raging inferno. The exact number of casualties has not been determined. Although it is estimated that at least a dozen people have been severely injured, the owner of the Galactic, Ronald Sheffield. Sună foarte cunoscut numele ăla, Sheffield. Bine, Sheffield de fapt e un oraș în Anglia. Has so far declined to comment on today's tragic events. Random trivia. Ok. Ți-i bastonul? Fucking cane. Oops. Sorry, couldn't sleep. The leg's been acting up again. Figured I might as well do some work. I love you. Wow. Ok, that seems perfectly normal. Mm-hmm. Beautiful. It is all beautiful. Încă un... Might not be a household name yet, but... Winning over even the most ardent naysayers. She was simply astounding. I haven't seen such passion, energy and skill in years, stated famed pianist Daniel Richter. He was not alone in his praise. It seems that even Anthony Giles, one of, nu știu ce, harshest critics, has finally seen the light. Giles had previously made this disparaging comments about the artist, stating that there's more to performing music than enthusiasm and a pretty face. When asked if, after witnessing last night's performance, he regrets the words, Mr. Giles gave us a look that can only be described as a mixture of awe and embarrassment. Pressed for an answer, he simply said, yes, we caught up with a star. Ok. Până acum, nu înțeleg foarte mare din zi, foarte mare lucru din poveste, dar
Deci, e vorba de o femeie care e ceva cântăreață și acest tip care e are un picior tăiat. Și bănuiesc că aici este ok. Nu acolo. Acolo e wow. Ok, this is getting creepy. I don't like it. That fucking painting. Și nu vreau să țip. True story, the picture of Dorian Gray. Ok. Știți povestea lui Dorian Gray, nu? Dacă nu știți, v-aș sugera să citiți cartea. Very interesting. Little Red Riding Hood. No. Mâncat-o pe bunică și s-a prefăcut că ești... Da, scufița roșie. Varianta horror. I'm sorry, I'll make it up to you. Tonight it's all about you and me. Let's make it special. You promised? Oh, babe, you promised me. Am luat cheia. Sertar, ia să vedem ce mai găsim noi pe aici. Let me ask you one simple question. Have you completely lost your goddamn mind? I know you're going through some rough times right now. I really do. That's why I have agreed to let you do those illustrations in the first place. For all time's sake. I even deliberately gave you a trivial task because I expected Little Red Riding Hood to be something you can draw in your sleep. What I didn't expect is to get this demented nightmare fuel you submitted for a kid's bedtime story. There is no way in hell I'm using this and I already regret agreeing to a payment in advance. Please get your shit together. Ok. Deci domnul artist a luat o raznă un pic, aparent. Hello. Ah, și chiar șchiopătăm. Da, deci noi suntem artistul șchiop. Or, am elucidat și misterul ăsta. Închid ușa aia, că nu îmi displace când se trântesc uși. Ok. Asta e închisă. Tu ești ursulețul din Five Nights at Freddy's, cumva? Nu ești. Bine. A children's room. Creepy paintings. Păpuși. Prea multe păpuși. De ce atâtea păpuși? More fucking Five Nights at Freddy's. Oh my god. Ce-i asta? Oh. Nimic. Dar nu mă aștept să găsesc vreun bilet pe aici, în camera copilului. Jucăre. Hello. A child's drawing. Aici e încuiat. Hai să vedem. Wow. Devils. Devil. Nu știu ce e aia. Tu... Păi ești urât. You're a fucking midget. Și acolo... Sunt bebeluși care se bat între ei. Fascinant. Bun, aici este birou, nu? Cam cheia. Bună. Da, peste tot sunt
Niște tablouri foarte weird. Ce-i asta? Oh, deci pot să pictez dacă... Ah, și mă văd în oglindă. How awesome is that? I'm so sick and tired of us talking through these notes. We live in the same house, for God's sake. Come talk when you're done, before you go to sleep. Okay. Deci, the wife wasn't happy. Nimic. Cufăr. Băutură. Și mai multă băutură. Da. Nu era deloc alcoolist omul. Niet. What the fuck, pensule. Ce asta? Lost? You deserve it. Finish it. Ok. It's covered up for a reason. Păi și... da, ce avem aici? Unde trebuie să mergem acum? Am înțeles, am ajuns aici. Da, singurul loc unde n-am fost e în... Wait a second. Nu era altfel hall-ul aici? Ba da. Un geam deschis, o lumânare. Poți să închid geamul, te rog? Just out of... Fuck! Da. Asta n-a fost chiar un jump scare, dar a fost destul de rău. Ce ar s-a schimbat hall-ul acum? Seriously, man? Asta are ochii negri. Aia nu știu la ce se uită, ai o... Nu știu ce e aia. Nici nu vreau să știu. Scraps of love. Going in circles. Da, lumina o lăsăm aprinsă. Lumina o lăsăm aprinsă pentru motive evidente. Singura chestie pe care o mai știu despre acest joc este că e destul de scurt. Request the pleasure of your company to celebrate their wedding on Saturday, the 9th of June at St. Luke's Chapel at 2 o'clock in the afternoon. Save the date. Da, e destul de scurt și din cauza asta the code. Da, păcat că nu știu codul. Bănuiesc că trebuie să... Ah! Stați așa. Cum era? Era... Ninth of June at 2 o'clock. Adică... 9.06, maybe? Sau 9.62, că e și 2 o'clock. Asta e singura preferință la niște cifre pe care am văzut-o în cameră pe hall. Nu știu dacă era... Ah, da, e foarte clar. Hai să încercăm.
9, 6, 2. O fi invers, că la americani știu că se scrie invers. Șase, nouă, doi. Bun, mai încercăm. 9, 0, 6. Și 6, 0, 9. Bun. What the fuck, man? Ah. Ok, 4, 8, 5. Am înțeles. Mai evident de atâta nu putea să fie jocul. Eu o luasem cu Dalea, că am citit acolo, erau cifrele, bla bla. Bun, dar o să închei primul episod aici. Sper că vă place. Mie până acum mi se pare extraordinar jocul. Foarte, foarte bine realizat. Nu uitați să lăsați like dacă vă place seria și să dați subscribe pentru și mai multe videouri. Eu am fost Nimor, iar noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!